Din Argeș la Bilanț au fost prezenți copreședinții USL Constantin Niculescu și Ion Popa, cei 13 parlamentari și mai mulți aleși locali. USL se poate lăuda în Argeș cu un bilanț excelent. La alegerile locale au câștigat majoritatea în Consiliul Județean, iar Constantin Niculescu a fost reales președinte cu un procent de peste 65%. În plus, candidații USL au câștigat majoritatea primăriilor din județ. La alegerile parlamentare din luna decembrie, USL a câștigat tot ceea ce se putea câștiga. A închis cele 13 colegii parlamentare, obținând astfel 4 senatori și 9 deputați. S-a demonstrat în cel puțin acești 2 ani că USL-ul s-a consolidat ca o alianță politică în mod deosebit și, bineînțeles, și evenimentele de anul trecut în ianuarie a făcut ca această consolidare să fie mai rapidă. USL-ul ca forță politică și răspunzătoare acum a unei majorități din Parlament și cu un guvern al USL-ului au o răspundere foarte serioasă ca lucrurile cu adevărat să ajungă la nivelul sau să ajungă acolo unde populația are speranță, o viață mai liniștită, mai normală și cu să poate condiții de viață mai